S-au rupt norii aseară în comuna Doljana, Măreștii de Jos. Așa arătau câmpurile după ce a căzut grindina. Astăzi, după aproape 24 de ore, sloiurile de gheață încă nu s-au topit. A fost prăpăd la Mărești. V-ați speriat? Cum ați reacționat? Nu dau seama că pe mine m-a prins în mașină. Era parcă dat cu pietre. După ce a plouat cu bucăți mari de gheață, au început furtuna și ploaia. Oamenii s-au speriat de potopul care s-a abătut peste ei și s-au refugiat în case. După mai bine de o jumătate de oră, totul era distrus. Vii, pomi, răsaduri. A bătut timp de o jumătate de oră, n-a mai lăsat nimica. Noi puneam aici la varză și ne-a prins ploaia și piatra aici. Pe loc am fugit acasă și nu am mai găsit nimic. Totul a fost zob. Nu viță, nu căpșuni, nu varză, nu ceapă, nu toată grădina mirosa la ceapă de la o rusasă. Totul era alb, ca e iarnă. În câmp, dezlănțuirea naturii nu a avut nicio piedică. Sute de hectare cultivate cu grâu, ors, porumb, tutun și lubenițe au fost măturate de grindină. Avem 15 hectare de floarea soarelui și nu mai luăm nimic. Niciodată n-am bătut. Deja eu sunt la 50 de ani, dar nici bătrânii care au 80 de ani spun că n-au mai văzut așa ceva. 40 de hectare. Din 40 de hectare? 20 sunt calamitate. Porumb, grâu și floare. Aveți asigurare? Nimic, niciun fel de asigurare. Dezastru aproape total, cultura de grâu și urs compromisă aproape în totalitate, de 100% și porumbul și floarea, iar la fel de 100%. În această situație, oamenii ce mai pot, adică să mai cosească, să facă furaj din grâu și urs și orzoaica care mai este încă în picioare, ca nutreț. Grindina căzută în Amărăștii de Jos a distrus culturile pe mai bine de 700 de hectare, toate neasigurate.